Salutare, prieteni, și la mulți ani. Astăzi este Ziua Națională a României, cea adevărată, 10 mai. O zi cu tripla semnificație: fondarea dinastiei 1866, independența de stat 1877 și proclamarea regatului 1881. Despre această zi și despre semnificațiile ei discutăm cu scriitorul Varujan Vosganian. Mă bucur tare mult să ne revedem aici la Via Cluj TV. Mă bucur foarte mult că putem vorbi despre o temă care mi este atât de dragă și de care se leagă și multe nostalgii de ale mele și trebuie să vă mărturisesc și speranțe. La fel e și cazul meu, trebuie să recunosc și eu. Aș vrea să vă întreb astăzi ce ar trebui să sărbăm mai mult: independența, dinastia, regalitatea sau toate pe picior de egalitate? Eu cred că nici n-ar putea să sărbăm una fără alta. Ele merg într-o succesiune firească, nu se contrazic și toate au mers în consolidarea a ceea ce înțelegem prin statul național unitar realizat în 1918. Cred că ceea ce ar trebui să sărbătorim, de fapt, ar fi capacitatea noastră de a fi la înălțimea acelor vremuri. Ăsta ar fi minunat să sărbătorim și să ne gândim peste 100-150 de ani, urmașii noștri, ce anume din darurile pe care le-am lăsat noi vor avea de sărbătorit. O întrebare foarte, foarte pertinentă. Haideți să vedem cele trei semnificații și să vedem practic dacă ne uităm astăzi cu ochii celor care trăiesc în 2022, dacă avem motive de sărbători și cum trebuie să sărbătorim. Eu cred că avem, asta este părerea mea, trebuie să fiu cinstit față de cei care ne urmăresc. Eu sunt monarhist declarat și nu am niciun fel de îndoială, dar vreau să discutăm cu argumente. 1866. În 1866 a fost elaborată prima Constituție democratică a României și cred că ăsta este un motiv de sărbătorire. Din Constituția aceea mai sunt încă elemente care există chiar și astăzi. Și Constituția aceea și cea din 1923 au fost făcute pe un model occidental belgian care vorbeau de separația puterilor statului, de un sistem bicameral. În paranteză, știți că a existat o dezbatere dezagreabilă încurajată de fostul președinte legată de reîntoarcerea la Parlamentul unicameral, ceea ce era o ofensă pentru democrația românească. Era o întoarcere la comunism, bine, dar nu neapărat la comunism, pentru că sunt și țările comuniste, cum e Iranul. În istoria noastră doar atunci am avut. Noi am avut sistem unicameral numai în perioada dictaturii, adică în perioada lui Carol al II-lea și în perioada comunistă. Dacă vreți o scurtă paranteză, e așa, zic eu. Sistem unicameral au fie țările mici. Nu există nicio țară democratică în lume de mărimea României care să aibă sistem unicameral, să fie clar. Toate țările care au sistem unicameral sunt țări nedemocratice. În al doilea rând, nicăieri, trecerea de la bicameralism la unicameralism nu s-a făcut decât prin revoluții sângeroase sau prin lovituri de stat. Nici o țară nu a renunțat la avantajul bicameralismului pentru a trece la unicameralism de dragul democrației. Deci era o eroare uriașă. În România, unicameralismul e legat de perioadele dictatoriale, iar bicameralismul de perioada democratice. Nu vă pot contrazice nici măcar de dragul dezbaterii, că aici suntem exact de aceeași părere. Deci era o ofensă la adresa trecutului democratic al României și o reîntoarcere inadmisibilă și o redeschidere a traumelor trecutului. Că te costă mai puțin un sistem unicameral, cu asta aș putea să fiu de acord. Dar oare, câte lucruri față de cât costă aduc efecte mai bune? Oare costă mai puțin unicameralism? Adică o lege greșită ce consecințe produce în economie, deci, de exemplu? Într-o viziune îngustă în care calculezi numai ce cheltuiești astăzi, ar putea să fie așa. Dacă socotești însă că un sistem bicameral creează o posibilitate unui
mai mare diversitate de opinii, creează o mai bună reprezentare și o legătură între teritoriu și administrația centrală și creează și un anumit prestigiu la urma urmei și o compatibilitate cu autoritățile legislative ale altor țări, e limpede că România are nevoie de acest sistem bicameral. Dar continuând, războiul de independență. Îmi cer scuze, la 1866 vreau să mai adaug eu, pentru că, mă rog, prima mea formare a fost ca jurist, două elemente importante. Unu, Constituția interzicea pedeapsa cu moartea. Și doi, interzicea pedeapsa cu confiscarea averii. Două elemente incredibile, adică arată că, dincolo de voce în zitar, context istoric, unii nu știau carte sau cei mai mulți dintre români nu știau carte, era un alt fel de concepție asupra vieții, asupra rolului familiei în societate, asupra rolului individului în societate, aceste două elemente, practic, ofereau oamenilor niște garanții de securitate, de siguranță, nemaipomenit de avansate pentru acea vreme. Un element care astăzi e socotit o abdicare de la justiție și anume responsabilitatea ministerială. Încercau să protejeze pe cei care iau decizii de agresiunea politicianistă a structurilor judiciare. Și dacă ne uităm în perspectivă istorică, 1866-1918, bine au făcut că au adoptat acest principiu pentru că România s-a dezvoltat incredibil de tare. Și aș mai pune încă ceva la 1866, pentru prima dată într-un act oficial era folosit termenul de România. Sigur. Și acum aș vrea să trecem la 1877. 10 mai sau 9 mai? Vedeți, pentru mine momentul în care Cogălnicianu a anunțat independența României este un moment crucial. Dacă nu mă înșel, atunci a fost chiar în data de 10 mai. Mi se pare că legarea independenței de monarhie este fundamental, pentru că faptul că aveam avut atunci un rege care era un rege ales de români și nu un rege trimis din străinătate. Era principe domnitor. Era principe, ajungem și la 1880. Sigur că era principe încă, pentru că regatul s-a făcut mai târziu, dar el a fost ales, a fost o asumare națională. N-a fost trimis de undeva. Să ne amintim că până la regulamentele organice și după aceea până la unirea principatelor, România avea un tip de suzeranitate care o împiedica să-și aleagă propriul conducător. A fost Cuza și după aceea Carol, care putem să spunem că au fost asumați de națiunea română și totuși faptul că am avut un principe care a condus simbolic trupele românești a fost un lucru foarte important și eu ca armean pot să vă dau un detaliu legat de prestigiul de care s-a bucurat Carol, care, credeți-mă, era rege și nu principe în gândirea ofițerilor și vă spun și de ce. Osman Pașa și-a oferit sabia în sens de predare a armatei otomane colonelului Cerchez, care era armean din Moldova. Și Cerchez a ajuns ulterior general. Cerchez i-a spus, nu primesc pentru că nu am ordin de la regele meu. Așa a spus, nu de la principele meu. Corect. Primul act pe care l-au făcut parlamentarii noi, românii independente, a fost să acorde titlul de alteță regală lui Carol. Vedeți, nu mai era alteță serenisimă. N-am folosit greșit termenul. Noi suntem foarte mândri de acest lucru, că un armean a fost cel care a primit simbolic semnul de predare a ambasadei otomane și mai există un armean de care noi suntem foarte, foarte mândri, este generalul Iacob Zadic, care a mers la Cernăuți și el a proclamat unirea Bucovinei cu țara. Așadar, faptul că un armean a contribuit în acest fel la reîntregirea României, pentru noi este un subiect împreună de mare cu clujeanul nostru prin adopție, Ilie Lazar, cel care pregătise totul acolo. Este nemaipomenit. Și lor, generali amândoi, le-aș adăuga un sublocotenent care poate ar fi putut să ajungă și el general într-o bună zi, numai că destinul a hotărât altfel, Gabriel Pruncu, care a fost primul ofițer român care a murit apărând gara de la Mărășești. Ei bine, vedeți dumneavoastră, toate astea la care se adaugă
câteva gesturi de mare respect pentru națiunea română pe care le-au făcut regii României și aș aminti de pildă Consiliul de Coroană de la Sinaia, când Carol I, împotriva voinței sale, a acceptat decizia Consiliului de Coroană, care avea totuși vot consultativ, dar el a acceptat această decizie de neutralitate a României. Un sacrificiu personal absolut imens. Sacrificiu e puțin spus, el de fapt a și murit puțin după aceea, pentru că s-a simțit rupt între datoria lui față de neam și apartenența lui la poporul german prin naștere, dar el n-a făcut nicio concesie. El a fost regele român, s-a comportat ca un rege al românilor. A devenit român ca în 10 mai 1866. Ca rege al românilor a acceptat neutralitatea și ca german a murit într-o suferință pe care noi o înțelegem umană. Apoi a venit regele Ferdinand. La fel. Cu regina Maria, care avea o origine cu totul diferită, acoperea într-un fel Europa de la Ural până la Tamisa. Și chiar mai mult decât Europa, pentru că dinastia portugheză, sigur că, prin infanta Antonia, de care era o legație, da, a avut și împărația Braziliei. Deci, dacă ar fi să tragem o linie roșie a culpabilităților, a păcatelor, acești regi ai României, Carol I și Ferdinand I, n-au călcat-o niciodată. Așa este. Mai mult decât atât, Carol I a mers până la acel sacrificiu în care a spus: dacă voi, partidele, nu reușiți să vă înțelegeți privind o rotație politică, privind o succesiune onorabilă, eu mă retrag. Și asta a pus presiune pe partide care au acceptat un joc democratic pe care l-au respectat și au evoluat. S-au transformat din simple cluburi politice în partide în adevăratul sens european al cuvântului. Și după părerea mea, atât cât l-am cunoscut regele Mihai, chiar dacă domniile lui nu au fost puse sub o zodie atât de favorabilă, este urmașul de onoare al acestor doi regi. Aș vrea să mai spun ceva legat de independența în 10 mai. Dacă Mihail Cogălnicianu, Carol I, Brătianu, conservatorii de toate felurile, de la Titu Maiorescu până la cei... Pepe Carta, da, exact. Toți, absolut toți, au sărbat independența în 10 mai. Cei care au trăit-o, cei care au trăit proclamarea independenței, cât de aberant este să mai discutăm astăzi dacă nu cumva ar trebui să o sărbăm în 9 mai. Părinții independenței români au sărbat în 10 mai și asta este clar. În loc să ne gândim dacă o sărbăm pe 9 sau pe 10 mai, să ne gândim că pentru o sărbătorie cu adevărat trebuie și noi să fim cu adevărat independenți. Ce înseamnă asta? Dar pentru asta avem nevoie de rege și atunci ajungem la 1881. Da. Sau de regină. Regatul a însemnat consacrarea României în marea familie europeană. Până atunci, principatele române erau subiect de negociere. Pentru unii erau într-o fază tranzitorie. Tranzacții cu teritoriul. Erau la periferia europeană. Odată cu consacrarea regatului, România, principatele române au intrat în marea familie europeană. Ăsta este momentul în care România nu doar că făcea istorie împreună cu celelalte state, cum a făcut și în perioada evului mediu târziu și a istoriei moderne, dar a fost socotită de un rang constituțional egal cu celelalte monarhii ale Europei. Există relatări cu privire la întâlnirile pe care regele Carol le-a avut. Am citit cu Franz Iosef, regina Victoria. Cu Franz Iosef, apoi cu moștenitorul tronului Austro-Ungariei, cu țarul Nicolae al Doilea, în care se vede limpede cum Carol I era respectat. Era egalul lor ca un fără. Bravo. Da, categoric. Și poate este o consecință istorică. Dacă în 1881 România a avut nevoie de un rege pentru a intra în marea familie europeană, atunci când a căzut comunismul, a avut din nou nevoie de un rege pentru a
duce la bun sfârșit negocierile de aderare la NATO și la Uniunea Europeană? Cred că ar mai trebui ceva adăugat aici. Desigur că existența regatului și extinderea legăturilor economice atunci cu puterile centrale au contribuit la dezvoltarea României, dar aș adăuga ceva. Existența casei regale a avut un impact cultural extraordinar. Are, cred că ar fi... Ateneul român care a fost construit atunci. Respectul acordat culturii române. Să vă dau doar un singur exemplu. Ne-a învățat la școală cât de nefericit și de marginal învățat a fost Eminescu. Nu e adevărat. Bineînțeles că nu e adevărat. Eminescu și-a asumat acea condiție, pentru că regina Elisabeta i-a acordat o distinție bene merendi, care îl făcea în același timp unul dintre prietenii curții regale și îi oferea și o stipendie pe viață. El le-a refuzat. Așa cum a primit Vasile Alexandrii. Vasile Alexandrii a primit toate onorurile și a alergat după toate onorurile. În privința asta e o anumită diferență. Și l-a meritat. Și l-a meritat cu siguranță. El a punctat Vasile Alexandrii, dacă ar fi să pomenești doar biografia lui și ar fi destul ca să vorbești de biografia secolului 19, pentru că din tot ce a scris găsești și imnul Unirii, găsești și poeziile independenței, găsești și Oda Ginții Latine, le găsești pe toate, dar erau două firi diferite. Alexandria a fost și diplomat, Alexandria era și dintr-o familie de un rang boieresc ridicat, Eminescu a avut un rang pe care nicio distincție lumească nu putea egala. Și ăsta a fost și motivul pentru care era refuzat, politicos, și din clipa aia nu s-a mai văzut niciodată cu regina Elisabeta. Ei s-au întâlnit o singură dată, după aceea nu s-au mai întâlnit niciodată. Dar asta arată că regina l-a respectat. Și încă ceva, când Eminescu a murit, în urma catafalcului a mers primul ministru și foștii prim-ministri. Deci iată ce... Și Eminescu de atunci, iertați-mă, nu era Eminescu de acum. Eminescu de atunci era un poet relativ apreciat, care a avut o biografie controversată și o moarte, să spunem, și ciudată. Mai, da. Cu toate astea, marii demnitari ai statului român au urmat catafalcul. Ceea ce inclusiv arată cei pe care criticase în calitate de jurnalist. Da. Ceea ce arată că regalitatea a avut față de cultură un respect deosebit. Și acum am să spun ceva... Scuze, care la poate... trecut sau la prezent? Stai, să continui. Deci, aș vrea să spun ceva care poate părea bizar în această succesiune, pentru că despre Carol al II-lea n-am vorbit. Trebuie știut însă că acest Carol al II-lea, dincolo de atitudinea lui destul de ciudată în încurajarea unui anumit tip de clientelism și cedările pe care le-a făcut și abandonul mersului democratic al României, a fost un mare susținător al culturii. Fundațiile regale au editat numeroase cărți, au ajutat mulți scriitori români și Carol al II-lea a avut această deschidere. Și acum venim la anul 1990. Și a avut vocație de ctitor. Acum, în această privință. Acum vin la anul 1990. Suntem în aprilie 1990. Am făcut prima mea călătorie în străinătate, în Elveția. Îți imaginezi să mergi prima oară în străinătate în Elveția? Ce șoc! Din România. Am fost în prima oară la Zurich, mi se părea anormal, totul era perfect. Slavă lui Dumnezeu, abia când am ajuns la Geneva am găsit și un licăr de umanitate. Pe un gard, pe un zid alb, cineva cu grafiti scrisese Je t'aime tigres. El a fost primul licăr de umanitate pe care l-am găsit în Elveția. Dar am avut dorința de a-l vedea pe rege. Era o delegație a Consiliului Provizoriu, eu m-am îndepărtat de grup și cu ajutorul unor prieteni, Mircea Ciobanu m-a ajutat, scriitorul, care a fost și mentorul meu în poezie, și am pus autorul unor cărți, n-am mai pomenit de interviu. Dialog cu majestatea sa. Și am fost la Versailles. La Versailles, unde m-a primit regele și împreună cu regina. Împreună. Vă imaginați pentru mine care ce știam de regele nostru? Că era îngălat, bâlbâit, că era un tip ezitat. A plecat cu trenul plin de aur. Vrei să spun ceva? Tâmpeni. Mi-a făcut o impresie atât de copleșitoare, încât aproape când venea să îngenunchez în fața lui. Pot să spun că după tata,
cel mai mult l-am iubit pe rege. Mi-a făcut o impresie cu totul extraordinară. În primul rând, modestia lui. Ce eram? Era un băiat de 31 de ani venit în România. Mi-a arătat picturile, mi-a arătat casa, mi-a arătat până și verzele pe care le cultivase regina. Am stat de vorbă, l-am întrebat, maestate, de ce nu veniți? Știi ce mi-a spus? Nu știu dacă poporul român este pregătit să mă primească. Așadar, nu s-a gândit la el. S-a gândit, în primul rând, la poporul român. Incredibil de generos. Pe urmă, l-am întrebat, cum v-ați simțit când ați plecat? Mi-a spus așa, m-am trezit dintr-o dată, într-o lume nouă, străină pentru mine. Nu știam ce să fac. Eu fusesem educat să fiu rege. Și m-am gândit pentru ce am fost noi ceilalți educați. Să fim ce? Și mi-am dat seama că el oferă o mare lecție. Așadar, lui i s-a dat un destin, nu vreau să-i spun divin, dar în orice caz un destin predestinat, dacă pot să mă exprim așa tautologic. Ce bine ar fi ca noi să fim educați, să fim lideri, să fim conducători românilor. Adică și mi-am dat seama de un lucru și am venit acasă tulburat și am zis, știi ce? Și ce mi-am dat seama? Că noi ceilalți n-am fost educați să fim liberi. Acum, la final de emisiune, mai putem să avem speranța că România va redeveni monarhie, redeveni regat? Eu cred că România, pentru a fi o țară care să elimine toate îndoielile legate de asumări, de îndoielile legate de calitatea liderilor săi, care în mare măsură ne-au dezamăgit, de toate camarilele și de încuscrăile politice pe care fiecare președinte le aduce cu sine, de toate încrengăturile care leagă Palatul Cotroceni prin Consiliul Suprem de Apărare, de structurile de ordine și informative, de toate suspiciunile legate de concesiile inadmisibile pe care președinții României le fac străinătății pentru a-și asigura un mandat comod și un viitor postmandat, soluția ar fi cea de care vorbea regele când spunea că trebuie în fruntea țării să fie cineva educat să fie rege. Așadar, eu am rămas monarhist. Vă mărturisesc că una dintre cele mai prețioase amintiri pe care le am este cea din 2012, din octombrie, când România a propus pentru prima oară un candidat pentru Comisia Europeană și eu am fost propus candidat pentru funcția de comisar european. Nu s-a mai întâmplat pentru că președintele Băsescu împreună cu structurile vechi și noi ale securității au făcut o conspirație întreagă, nu mai revin asupra lor. Dar când am plecat la Bruxelles să-mi prezint candidatura, am fost sunat de regele Mihai și maestatea sa m-a rugat, înainte de a merge la aeroport, să trec pe la Palatul Elisabeta pentru a primi binecuvântarea sa. Și m-am dus la Palatul Elisabeta, m-am întâlnit, regele m-a îmbrățișat și mi-a urat succes. Este una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am. Și am făcut atunci o fotografie pe care o am și astăzi. Mă simt întotdeauna emoționat când văd acea fotografie și într-un fel nu mă împac cu gândul că maestatea sa nu mai este cu noi. Și dacă mă întrebați, am vreo relație caldă cu alteța sa, cu Margareta. Cu majestatea sa. Cu majestatea sa. Regina noastră de cu drept. Cu regina noastră de drept. Dar când mă gândesc la monarhie, nu pot să disociez această imagine, această speranță a mea de imaginea maestății sale. Avem cum și-a lăsat. Sigur că o să-mi spuneți că o asemenea nostalgie nu poate niciodată să consacre monarhia, dar eu cred că trebuie să ai ceva lăuntric ca să poți să realizezi ceva în afara ta și în privința asta a ideii monarhice eu îl simt pe regele Mihai împreună cu mine și sper ca maestății sale
Margareta să-i stea destulă putere să ne ajute și pe noi să sperăm în monarhie într-o bună zi. Sigur că e foarte greu să evaluezi acum pașii până într-acolo. Dar am să vă spun ceva în finalul emisiunii. Veți spune, v-ați spune ceva, domnul, voi v-ați gândit nici zănate, cum pot să crezi așa ceva? Am să vă spun ceva. Înseamnă că suntem doi zănate ce aici. Am să vă spun ceva. Am căutat chiar la filozofii noștri, cei mai îndrăzneți care vorbeau de neliniștile românești, la noi ca la alții, n-am găsit la nimeni să vorbească măcar un singur cuvânt despre postcomunismul românesc. Până în 1989, nimeni nu și închipuia că se va sfârși comunismul. Oamenii nu vreau să schimbe legile, oamenii vreau să evite legile. Comunismul părea veșnic. Tot așa și cu Republica. Să primim lecția aceasta, că am fost incapabili să înțelegem că istoria poate să fie altfel și n-am putut să acceptăm că există și post-comunism, tot așa și acum, să ne gândim că avem aceeași incapacitate și avem sentimentul că ceea ce s-a întâmplat va fi veșnic și ne gândim că România poate să fie și post-republică într-o bună zi. Așa sper și eu. Mulțumesc tare mult pentru prezența la această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc tare mult. La mulți ani. Ne vedem pe net.